se dă lovitură liberă pentru echipa gazdă din marginea careului de 16 metri, un faul făcut acolo de Vlad Ghișa asupra lui Ianis Stoica. Vede cartonaș galben Vlad Ghișa. Să vedem cine. Ianis Stoica și asumă această execuție. Un zid din 5 jucători ai trupei lui Eugen Trică. Ai concentrare, strigă Eugen Trică către fundașii aflați în zid. Concentrat trebuie să rămână și Răzvan Ducan. Un șut! Gol! Nu! Golul este anulat pe motiv de offside. A fluierat finalul primei reprize. Chiar nu-mi dau seama, o să încerc să mă edific, asupra acestui aspect. Din punctul meu de vedere, golul a fost perfect valabil, numai dacă pe direcția balonului n-a fost vreun jucător în offside, dar în caz contrar, golul era valabil. Așadar, rămâne 1-0. 1-0 aici la Slatina, la pauză, gol marcat de Dorin Toma. Revenim în 14-15 minute.